Bună ziua! Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 298 din 25.08.2022 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termen prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni, avem în sală 27 de consilieri județeni, 6 sunt online, 4 absenți. Mă scuzați, doar 5 consilieri sunt online. Doamna Pușa, o să fie mai tare. O să conecteze pe parcurs, presupun, dacă i-ați dat link-ul. Vorbiți cu ea pe mesaj ca să avem... Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere proiectul ordinii de zi, bineînțeles că am invitat să participe și directorii de direcții unde au proiecte. Am să vă citesc ordinea de zi. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 16.08.2022. 2. Proiect de hotărâre prin constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DJ116D, situată în satul Hăiac, comuna Dofteana, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău în favoarea SC Delgaz Grid S.A. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DJ119, kilometru 14 plus 300, plus kilometru 25 plus 740, Faraoan Cleja Ciocan, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 86 privind aprobarea înființării echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă a traficului de copii, a violenței în familie și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia cu modificările ulterioare. 5. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituită în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și a Protecției Copilului Bacău asupra parterului și subsolului tehnic din imobilul clădire stomatologie aflat în proprietatea privată a județului Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind plata cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2022. 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la județului Bacău pe anul 2022. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 47/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la serviciu public județean prin promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău cu modificările ulterioare. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public județean pentru promovarea turismului și coordonării activității de salvamont Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport Persoane pentru programul de transport public județean de persoane prin curse regulate prestat între localitățile județului Bacău valabil în 2023-2032. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat pentru obiectivul de investiții, reparații capitale, clădire, centru școlar C11. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 232/2021 pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean numărul 55/2017 pentru aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale, clădire, centru școlar C11 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările ulterioare. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, faza PTH pentru obiectivul de investiții, RECA, modernizare, dotare, bloc operator, sale operații, construire, scare interioare și spații tehnice la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, comuna Parava, în vederea finanțării proiectului reabilitare, modernizare și extindere, mansardare pentru centru integrat comunitar în comuna Parava, județul Bacău. 15.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 115 din 2705 privind declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere a lucrării de utilitate publică de interes județean, consolidare drum cu zid de sprijin DJ252 Buhoci-Bibirești, kilometru 121 plus 630 județul Bacău, cu modificările ulterioare. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv, pregătire și perfecționare lot sportiv de performanță a Bacăului, secția dans sportiv în perioada august-septembrie și Cupa Adamas, ediția a 7 octombrie 2022. 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil teren situat în municipiul Bacău, având număr cadastral 67.837 din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al județului Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut premii, distincții, medalii la competiții sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Bacău și Revista de Cultură Ateneu Bacău. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului extindere sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de ordine de zi a fost aprobat. Vă mulțumesc. De asemenea, la punctul 1, dau cuvântul doamnei secretar general pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16.08.2022. Vă rog, doamnă secretar general. Potrivit prevederilor codului administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al unității administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 16 august 2022. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, dau cuvântul doamnei Elena Cătălina Zara pentru a vă prezenta reglementările legale din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare referitoare la conflictul de interese. În exercitarea funcției, consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru formul necesar adoptării hotărârii Consiliului, cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Vă mulțumesc. Vă rog să vă pronunțați. Deci, haideți să luăm într-o ordine. Domnul Droiman. Vă rog, domnul Ine. Domnul Adrian Gabriliu. Da. 4, 5 și 7. Domnul, spuneți tare ca să rămână Ionuț Andrieș, ca să... Da? Doamna inspector general, puncte 11 și 12. Domnul vicepreședinte, imediat Ionuț. Nu particip la vot la proiectele 10, 11 și 12. Domnul Ionuț Cucerescu. Punctele 11 și 12. Roxana. Vă rog, Roxana, te rog. La punctele 11 și 12. Mulțumesc. Mai sunt? Da. Bună ziua, domnul președinte, dragi colegi, practicii la vot la punctul 18. Da.
Vă mulțumesc. Am să trec la, dacă s-a consemnat, dacă nu sunt neclarități, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. La punctul 2 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DJ116D, situat în satul Hădiac, comuna Dofteana din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drum Bacău, în favoarea SC Delgaz Grid SA. Dacă am înțeles că nu sunt probleme din punct de vedere al avizelor, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Online? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 3 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DJ119, km 14 plus 300, km 25 plus 740, Faroan Cleja Ciucani, județul Bacău. Dacă avizele sunt pozitive, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc. Online? 6 voturi pentru. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 86/2015, privind aprobarea înființării echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copilului, exploatării prin muncă, a traficului de copii și a violenței în familie și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia cu modificările ulterioare. Dacă avizele sunt pozitive și nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și a Protecției Copilului Bacău asupra parterului și subsolului tehnic din imobilul clădire stomatologie aflată în proprietate privată a județului Bacău. Avizele sunt pozitive, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Vă mulțumesc. La punctul 6 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizații către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România pentru anul 2022. Avize favorabile, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Online, cum... 6 voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2022. Dacă avizele sunt favorabile de la comisie, dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat așa cum v-a fost prezentat la mapă. Vă mulțumesc. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 47, privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău, cu modificările ulterioare. Avem avize favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?
Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat așa cum v-a fost prezentat. Trec la punctul 9 de pe ordinea de zi, unde se prezintă regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvamont Bacău. Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul. Vreți să interveniți? Vă rog. Da? Vreau să intervin pe componenta referitoare la promovarea turismului special, pentru că consider o activitate foarte importantă de viitor. Petrecerea timpului liber, industria petrecerii timpului liber, va fi o activitate din ce în ce mai importantă, pentru că oamenii vor avea din ce în ce mai mult timp. Mare parte din așteptări sunt înlocuite de mașini, de roboți, și de aici vom să vedem ce. Noi, județul nostru este privilegiat, are un cadru natural deosebit, are obiective naturale, are obiective istorice, culturale și cred eu că nu sunt suficient valificate. Și aici serviciul de promovare. Îi revine serviciul de promovare, sarcina, așa cum vedem din regulamentul de organizare și funcționare, să se ocupe mai mult. Pentru că, nu știu dacă cunoașteți, referitor la numărul de turiști care ne vizitează anual, în județul Bacău este între primele 10. De pe locul 11 este Iașu, cu 234.500 de persoane, anul trecut, iar noi avem undeva peste 150.000 de persoane. Ce să spun, nu avem nici instrumente puține care le avem, nu sunt eficiente. Dar o să aveți, dacă ați avut posibilitatea să descărcați aplicația Vizit Bacău, care este lansată din anul 2020, am descărcat-o atunci, m-am uitat acum o dată cu proiectul ăsta din nou, aceleași lipsuri și erori le găsesc și acum. Și o să-mi permit să vă spun numai câteva referite la obiective turistice care lipsesc în această aplicație și care, iată, nu sunt accesibile în felul ăsta turiștilor care le vizitează. De exemplu, lipsește monumentul de Rădu Oneștiu, mai ales în Oneștiu. Un monument foarte important, este chiar în centrul Oneștiului, la vedere pe tot ce care trebuie. Lipsește Biserica Sfântul Nicolae din Oneștiu, a cărei catapetească este pictată de Gheorghe Petrescu, care a pictată în Moldova, Mitropolia din Iași și o biserică la Bocșani. Iar un obiectiv important care a trebuit să fie. Nu apare ansamblul monumental Coșilor. Iar un obiectiv turistic, cultural, istoric, care de dată mi se reducează. Și mai este, așa mai citesc, Muzeul de Cultură și Artă Religioasă de la Buzești. Este menționată Biserica Adunirea Magii Domnului, titlul de Biserica Cerului de Buzești, dar muzeul nu este menționat. Bineînțeles că probabil s-a gândit că cine a venit la biserică va vizita și muzeul. Ce mai asta spune? Să perfecționăm aceste instrumente, să le actualizăm, să le avem în vedere în permanență. Mai ales cum evoluează lumea, când oamenii acum caută informațiile cât mai facil să le acceseze, ar trebui această aplicație să fie mai bine pusă la mai funcțională. Vreau să atrag atenția că guvernul are o inițiativă privind înființarea, constituirea și înființarea unui noi structuri asociative. Se numește Organizația de Management al Destinației și prin care s-a solicitat finanțare pe PNRR. Guvernul va face 8 organizații regionale în Moldova și în celelalte regiuni istorice, corespunzător. Cred că ar trebui să începem și noi un demers pentru a face Organizația de Management al Destinației județeană, pentru că ea merge până în acele locale, orice comunitate, poate, orice autoritate locală poate să inițieze acest tip de structură asociativă, înființare acestui tip, care va
face serviciul de promovare, de valorificare a serviciului, a potențialului turistic al comunităților respective. Cu speranța că am semnat numele calendar, vor fi cât de reformată și vom vedea mai mulți turiști, vă mulțumesc! Domnul consilier județean, o să-mi permit să vă răspund eu la ceea ce dumneavoastră ați sesizat. La primul punct, am să vă rog să depuneți observațiile dumneavoastră prin secretariat, în așa fel încât să le transmit către acest serviciu, tocmai ca să-și completeze această aplicație, să funcționeze în regulă. Doi, așa cum știm, și dumneavoastră, mă refer ca și partid, și noi ca și partid, suntem într-un arc guvernamental. Și așa cum bine știm, avem un secretar de stat pe zona de turism. Ca atare am să vă rog să depuneți dumneavoastră o inițiativă în sensul celor spuse de dumneavoastră, referitor la promovarea turismului și împărțirea pe regiune, așa cum prevede, oportunitatea pe care dumneavoastră ați ridicat. Noi suntem deschiși a promova, evident, turismul. Ideea este că trebuie să știm și ce, și cum, și modalitatea de promovare. Am să fac doar o singură mențiune referitor la cele două proiecte. Să știți că ce ați spus noastră nu a avut legătură cu ceea ce am supus la vot. Adică aș vrea să fac această distinție. Noi, prin ceea ce s-a supus la vot, acele două modificări și la proiectul 1 și la proiectul 2, se referă la faptul că s-a mărit schema de personal pentru salvamont, pentru că așa prevede legea. Noi nu putem să asigurăm servicii de salvamont fără să avem o echipă completă, că altfel suntem în afara legii. Asta a fost propunerea. Dar am reținut propunerile noastre. Propunerile noastre vreau să le formulați scris în așa fel încât să nu avem noi vreo inexactitate care să o ridicăm în altă ședință când mai ridicăm o problemă legată de promovarea turismului și pe de altă parte eu cred că ținând cont de faptul că la noastră este zona cea mai importantă de promovare a turismului în ceea ce privește și posibilitățile de a lua legătura direct cu secretarul de stat pe care îl aveți la turism, așteptăm propunerile noastre și noi nu putem decât să fim deschiși la promovarea turismului din județul Bacău. O să vă rog să-i dau cuvântul și domnului consilier Pleșca. Vă rog. Dacă tot s-a vorbit despre organizații de management al destinației, spre informarea colegilor, vreau să vă zic că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest a preluat deja inițiativa pentru implementarea unui OMD regional, iar din cauza ordinului, care nu știu dacă este foarte bine structurat, în momentul în care Consiliul Județean își face organizație de management județeană nu poate face parte din OMD-ul regional. Tocmai din acest motiv, cred că și domnul președinte s-a abținut să nu vă zic, însă cred că e mai avantajos ca și județ să facem parte dintr-un OMD regional, fiind niște fonduri mai mari și putere mai mare de atracție asupra fondurilor europene. Tocmai cum am fost cu teacă doamna și intervenția mea are și informații primite pe primite pe Comisar, cred eu așa, după ce ați intervenit dumneavoastră, cred eu că având în vedere zestea pe care o deține Bacău, viața turismului, nu ați stricat să facem o strategie de dezvoltare a turismului. Știu că o să spuneți că există strategia de propagare a turismului, care are și componenta turistică. Ar trebui să fie o strategie numai pentru turism. Și vă spun asta pentru că am văzut un model, Iașu a făcut municipiul, Iașu a făcut o strategie de dezvoltare a municipiului și a zonei metropolitane. Fiecare care este Să fim clar. Noi am actualizat strategia dezvoltarea județului în care o componentă importantă reprezintă și turism.
A fost în dezbatere publică și acolo poți veni cu orice modificare. Eventual, dacă dumneavoastră, nu știu dacă mai putem să facem, dacă apar modificări. Eu știu că s-a făcut pe o monografie, s-a lucrat, zic eu, destul de bine pe strategia dezvoltarea județului, în care avem și componenta de turism. Fără discuții. Ceea ce spuneți dumneavoastră legat de municipiu Iași și de zona metropolitană ține efectiv de strategia fiecărui oraș sau municipiu care are obligația să facă această strategie. Pentru că altfel noi nu ne putem dezvolta proiectele dacă nu sunt prinse în strategii. Asta e una din condițiile pentru accesarea fondurilor europene. Ceea ce ce a spus domnul consilier Pleșca este mult mai aplicabil și într-adevăr eu am evitat să spun acum faptul că noi deja avem un serviciu, nu putem să facem parte din treaba asta. Dar asta nu înseamnă că nu se poate organiza la nivelul județului fără ca noi să fim parte din asta, ci doar să ne pliem prin direcție. Și propunerea pe care a făcut-o domnul Pleșca chiar se pliază pe ceea ce a spus dumneavoastră, într-un fel sau altul, doar nuanțând mai bine prevederea legală. Însă, dacă ai numele local, nu poți face parte din cel județean, dacă ai numele județean, poți face parte din cel regional. Nu cred. Uitați-vă pe vorbe, dacă vreți să ne trimit, chiar m-am documentat pe partea asta, pentru că noi am la... Așa este făcut ordine. Poate se mai schimbă ceva între tine. Rămâne așa cum v-aș spus. Față referitor la propunerile noastre, le formulați, vedem ce se pliază, ce intră, ce într-adevăr mai poate fi completată strategie, dar nu este, nu știu dacă ați observat și cred că, nu știu, s-au petrecut anumite lucruri în bine. Noi am făcut o strategie de dezvoltare, de promovare a turismului prin sport. Și anul trecut, și acum doi ani, tot am promovat că e zona de est, că e zona de nord, că e zona, că e Bacău, așa cum este promovarea prin Via Bacovia, de exemplu, alergarea prin zona limitrofă Bacăului, este tot o formă de strategie de turism. Deci ceva în sensul bun, vă rog, domnul... Nu, dar știți-mă după ce termin, da? Dacă îmi permiteți. Da, deci este tot o formă de promovare și doar că trebuie prinsă în strategia județului. Asta este. Eu știu că noi avem niște direcții clare acolo cu obiective și generale și obiective specifice pe dezvoltarea turismului, definite smart, adică definite în așa fel încât să se poată atinge, să fie definite foarte concret, nu la modul general. Și cred că o să fim în măsură să vă prezentăm o strategie de dezvoltare a județului extrem de articulată. Mulțumesc. Dacă e domnul consilier județean vreme. Referitor la propunerea domnului Unteanu și a dumneavoastră, eu cred că trebuie să vină cu un proiect de hotărâre și chiar să facem o dezbatere amplă de acest subiect. Eu fac parte din cei care nu cred că dezvoltarea unui județ, unei țări, chiar depinde prea mult de turism. Eu sunt ăla care cred că economia e mai importantă și industria. Și îți trist că subiecte legate de industrie nu au de lume așa mai pragmatic. Dar e bine și asta. Chiar vreau să remarc din ce a spus el, din exemplele care le-a dat și am mai spus și în alte ședințe, ne concentrăm foarte mult pe subiecte din municipiul Bacău, din Bacău, în contextul în care noi suntem consilieri județeni. Și uitați-vă și entitățile din subordinea Consiliului Județean, tot același, să zic, defect sau, cum să-i spun, preiau de la noi. Eu cred că noi suntem consilieri județeni. Am spus-o și atunci când a fost vorba de spitalul municipal, când a fost vorba de
Casa Vasile de Xavier și așa mai departe, trebuie să ne uităm uniform la acest județ, inclusiv la turism, inclusiv la San Ramon și la celălalt. Mulțumesc, domnule președinte. Eu zic că ne-am concentrat pe toate, pe tot ce înseamnă dezvoltarea județului și o să o vedeți și în strategie. Abordări punctuale de genul turism, industrie, dezvoltarea infrastructurii, medicale, știți foarte bine că a fost de fiecare dată pe ordinea de zi, nu doar pe municipiu, ci la nivel de județ. Dacă ați observat, pe infrastructură medicală avem asocieri la Onești, unde dumneavoastră sunteți, avem asocieri la Buhul și avem asocieri la Moinești, cum avem și la asocieri la nivelul municipiului Bacău. Adică n-am făcut nicio diferență, din contră, ne-am concentrat pe tot județul. Doi, așa cum bine vedeți, se lucrează pe infrastructura rutieră tot la nivel de județ, nu la nivel de municipiu. Mai mult decât atât, încercăm să asigurăm aceleași condiții pentru fiecare investitor și suntem, dacă am să vă prezint la un moment dat o situație, să vedeți câte autorizații s-au emis de la nivelul aparatului tehnic a Consiliului Județean pentru dezvoltarea județului, fie că vorbim de energie verde, și cred că aici am bătut recordul, și o să vă prezint la un moment dat să vedeți câte autorizații au fost emise pentru aceste investiții. Și cu valori. Adică valorile care se investesc la nivelul județului Bacău, mai ales pe energie verde, s-ar putea să vă surprindă. Tocmai de asta, poate nu neapărat, poate faptul că nu a fost cunoscut, dumneavoastră v-ați exprimat în sensul ăsta, dar să știți că obiceiul aparatului tehnic și a Consiliului Județean în genere, aparatul de specialitate este întâi să facă și după aia să spună ce s-a realizat și nu invers. Pentru că altfel există posibilitatea anumite lucruri să nu se îndeplinească și apărăm în fața dumneavoastră ca și oameni care dezinformează. Da. Dacă mai sunt, vă rog, da. Poate sunt eu așa sub impactul unor informații care le-am primit în ultimele zile. Nu e faptul că impunerea aportului adus la infrastructură, la aer de sănătate, eu cred că le-am făcut treaba și față cu treaba pe domeniul ăsta, dar să știți că la Onești lucrurile, impunerea locurilor de muncă pot să capete o învățătură foarte periculoasă și negativă. De fapt, combinate întreprinderea care încă mai sunt în Onești, trec într-o situație foarte grea, bineînțeles datorită energiei, datorită poate și lipsii de reacție rapidă din partea inclusiv a Guvernului, ar putea să intru și mai multe, dar poate nu sunt atât de importante, și toată infrastructura care face. Să știți că dacă nu avem locuri de muncă și companii care să fie viabile, să intre în competiție cu alte companii din alte țări, alte, chiar vorbesc de alte țări, când vorbesc de companii din Onești, tot ceea ce facem noi, s-ar putea chiar să nu folosească. De aia, poate componenta industrială, de chiar să încurcheze, ar trebui să găsim o formulă să o sprijinim, cu putem la nivelul nostru, pe lideri politici, să o sprijinim la nivelul guvernamental. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu. Am să supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Online? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma în care v-a fost prezentat. Trec la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare gestiune serviciului public de transport persoane pentru programul de transport public județean de persoane prin curse regulate prestate între localitățile județul Bacău, valabil în perioada 2023-2032.
cu cine nu participă la vot, dacă sunt intervenții pe acest proiect. Vreau pe această cale să am o scurtă intervenție, vreau să mulțumesc aparatului tehnic din cadrul Consiliului Județean, care a reușit să aducă la zi un proiect extrem de important, mă refer la transportul public. Să știți că am fost campion la dezbatere publică, am consultat, așa cum v-am spus și data trecută în ședință, am consultat atât operatorii cât și beneficiarii, mă refer la reprezentanții UAT-urilor, în așa fel încât să avem o documentație care să ne asigure prestarea unui serviciu de calitate la nivelul județului. Noi avem un deadline, până pe 31 decembrie ar trebui ca acest serviciu să fie adjudecat. Să sperăm că așa se va întâmpla. Dacă nu sunt intervenții, vă rog să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Nu e unanimitate când avem o participare la... Da. Da, tot așa se da. Unanimitate atunci. Da. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, reparații, capitale, clădire, centru școlar C11. Dacă avizele sunt favorabile, să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Proiectul de hotărâre, dacă avem și voturile online. Da. Da, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 232-2021 pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 55-2017 privind aprobarea asigurării de buget de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații, capitale, clădire, centru școlar C11 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările ulterioare. Avize favorabile? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în formă prezentată. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat, faza PTH, pentru obiectivul de investiții, RECA, modernizare, dotări, bloc operator, sală operații, construire, scară exterioară și spații tehnice. Avizele sunt favorabile. Dacă sunt intervenții, vreau să vă spun, dacă dumneavoastră nu interveniți, am să fac doar o precizare. Este un proiect amplu de reparație capitală a tuturor sărilor de operații de la nivelul Spitalului Județean. O sumă considerabilă pe care încercăm să obținem finanțare și să știți că este un proiect ambițios care sperăm într-un final să-l vedem finalizat în termen. Deocamdată suntem în faza de proiectare, este un proiect mai vechi, dacă nu mă înșel, cred că dumneavoastră și știți foarte bine, mai ales cei care a fost aprobat undeva în 2020, dacă rețin bine, ca și obiectiv de investiții și acum s-a actualizat, evident, din cauza prețurilor. Asta am simțit nevoia să fac ca precizare. Dacă nu sunt alte intervenții, să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Supun la vot pe ordinea de zi. Mă scuzați. Supun
proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu comuna Parava în vederea finanțării proiectului reabilitare, modernizare și extindere, masardare, centru integrat comunitar în comuna Parava, județul Bacău. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trec la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 115, din data de 27.05.2022, privind declanșarea procedurii de expropiere a imobililor proprietate privată, care constituie coridorul de expropiere a lucrării de utilitate publică de interes județean, consolidare drum cu zid de sprijin DJ252 Buhoci-Bibirești, kilometrul 121+630, județul Bacău, cu modificările ulterioare. Dacă nu sunt obiecțiuni, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, dacă nu mă înșel, da? Aici avem nevoie de 25. Da. Da. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv, pregătire și perfecționarea lot sportiv de performanță a Bacăului, secția dans sportiv în perioada august-septembrie și Cupa Adamas, ediția 7 octombrie 2022. Dacă nu sunt obiecții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 17 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil teren situat în municipiul Bacău, având număr cadastral 67.837, din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al județului Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog. Mă întrebare, în documente am văzut că s-a trimis și de Consiliul Local și Primărie această cerere, această solicitare. S-a primit un răspuns? Da. S-a primit răspuns favorabil, altfel nu puneam pe ordinea de zi. Deci am avut, am să vă explic și despre ce este vorba, ca să să avem cunoștință cu toții despre problematică. Noi acolo intenționăm, așa cum bine știți și așa cum am aprobat în ședința de Consiliul Județean, vrem să construim un muzeu, o extindere de muzeu, un muzeu care să includă și muzeul, complexul muzeal Iulian Antonescu. Iar în locul complexului muzeal Iulian Antonescu să facem un centru cultural, de fapt o bibliotecă județeană. Ca atare, am solicitat pentru a avea un spațiu adecvat, adică să avem o suprafață mai mare în care să ne putem expune ce obiectele de cultură, am solicitat primăriei și am vorbit și cu primarul Viziteu, am solicitat acest teren, care este de fapt o parcare. Nu i-am schimbat destinația, nu am făcut absolut nimic, rămâne doar parcare. Tot pentru municipiu, doar că noi o să-l reamenajăm, dar trebuie să avem, în conform regulamentului de urbanism, pentru a avea un etaj mai mult, trebuie să avem locuri de parcare. Ori acolo, și cum bine știți, pe strada Șoimului este destul de îngust, cam asta este proiectul. De asta am și solicitat atât punctul de vedere a primarului, cât, dacă ați observat, nu știu dacă, cred că pe ordinea de zi de astăzi, este o hotărâre de Consiliul Local, conform căreia ceea ce era dat în administrare la DAS se întoarce la primărie, tocmai pentru a se întoarce către noi. Eu sper să nu se întâmple nicio răzgândire din punctul ăsta de vedere.
și să mergem înainte cu proiectul, pentru că nu este un proiect doar pentru județ sau pentru, este un proiect pentru și pentru municipiul Bacău și nu face decât să avantajeze ambele părți. Am observat. Noi, clădirile sunt demolate de mult, nu are cum. Nu mai există clădirile, nu există clădirile, nu există, am luat detalii de la cadastru, nu există absolut nicio clădire, este doar cu parcare acolo, din câte știu, este ușor asfaltat sau ceva de genul ăsta. Nu, erau clădiri care au fost demolate și ele au avut o destinație pentru DAS, pentru a se face un centru pentru persoane vârstnice, dacă nu mă înșel. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta de ceva timp și a rămas doar cu partea de clădirile, între timp au fost desființate, partea de parcare. Cam asta este. Eu am documente în sensul în care nu apar și tocmai de asta și răspunsul primăriei Bacău a fost în sensul în care nu au nimic împotrivă. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma în care a fost prezentat la mapă. Supun la punctul 18 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care au obținut premii, distinții, medalii la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Dacă nu sunt intervenții, așa cum bine, vă rog, oricum făceam eu intervenții. Da. Era o întrebare, dacă este și doamna inspector aici, pentru am să vă răspund pe ambele subiecte. Știți foarte bine că cu ceva timp, cred că cu 3 ședințe, doamna consilier Poș a ridicat o problemă în care să premiem un excelent înotător de la nivelul județului Bacău, care a obținut medalia de aur. Atunci am spus un lucru. Am spus că adoptăm întâi regulamentul. De fapt, adoptarea regulamentului presupune mărirea cuantumului de premiere. Același lucru și pentru elevi care sunt premiați. Știți foarte bine că suntem consecvenți cu lucrul ăsta. Anul trecut am premiat și sportivi și elevi care au merite deosebite în învățământ. Nu cred că aveți dubii din punctul ăsta de vedere, doar că nu vrem să facem o discriminare în a premia pe unii acum și pe unii mai târziu. O să facem o listă cu toți cei care merită și se încadrează pe regulament, o să deschidem o sesiune cu toată lumea când se vor depune documentele, în așa fel încât să nu apară nicio diferență. Așa cum am procedat și cu DGASPC-ul. Am stabilit un regulament, pe baza regulamentului am deschis o sesiune, pe baza sesiunii am acordat finanțare pe toate ONG-urile care au depus. Și ghiciți ce? Că față de 3-4 asociații care au depus, care au fost în anii trecuți, avem acum 17 sau 18 mai exact. Același lucru se va întâmpla și pe partea asta. Noi vrem să fim echitabili cu toată lumea. E greu, adică trebuie să avem o inventariere corectă la nivelul județului, trebuie să vedem și sumele cu care ne încadrăm, pe de-o parte, dar în același timp să nu scăpăm vreun elev sau vreun sportiv care a avut rezultate. E ok? Deci noi avem o hotărâre în sensul, da. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc frumos.
Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău și la Revista de Cultură Ateneu Bacău. Dacă nu sunt obiecțiuni sau intervenții din partea noastră și avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat, dacă avem și online-ul. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Și nu în ultimul rând, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Punctul 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului extindere sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada de 2020-2023. Vă rog, domnul Bârzu. Este un proiect important și vreau să fie susținut de toți consilierii județeni. Vreau să vă întreb că este pe programul actual până în 2023, dacă reușim să-l implementăm acest proiect, care este foarte important. 2020-2023. Și vreau și o intervenție după epuizarea punctului. Vă dar vom susține acest proiect, dar după ce termin punctul 20, vreau o mică intervenție. Sigur că. Deci aș vrea să fac câteva... Vreau să vă prezint eu un pic acest proiect, succint, dar concentrat. Să știți că acest proiect este obligatoriu pe lege de a-l avea, pentru că la nivelul județului, pentru a completa ceea ce este funcțional în acest moment, avem două societăți care se ocupă de colectare și transport și avem și societate care administrează celula 2. Mă refer pe proiectul vechi, MySmith, pe sistemul de colectare a deșeurilor. Noi acum, datorită faptului că nu se tratează mecanobiologic aceste deșeuri, fiecare oate plătește o penalitate de 80 și 50 de lei pentru faptul că nu se tratează mecanobiologic. Este un proiect, vă spun, ambițios, care odată cu adoptarea acestei hotărâri de Consiliul Județean, contribuția noastră la acest proiect este de undeva 9 milioane de euro. Pe de o parte este cofinanțarea noastră, pe de altă parte și încadrarea în cheltuielile de cost-beneficiu pentru a fi rentabil acest proiect și a fi finanțat. Noi sperăm că odată cu această ultimă etapă să reușim să obținem și finanțarea și să-l putem implementa. Vreau să fac o singură referire la ceea ce a spus noastră. Până în 2023, proiectele care nu se finalizează vor trece pe alt program în mod automat. Nu există sub nicio formă vreo pretenție din partea noastră să considerăm că în 2023 vom avea un proiect funcțional, un obiectiv funcțional la nivelul județului. Este un proiect mare, valoarea proiectului este de 102 milioane de euro. Noi sperăm să-l obținem integral, este o componentă care ține efectiv partea investițională de obiectiv de tratare mecanobiologică cu digestoare și tot ce înseamnă tratare mecanobiologică, dar și o componentă de dotare la nivelul OAT-urilor. Adică mă refer mașini, mă refer la pubele, mă refer sistemul de colectare. Noi cu cât reducem, cu cât tratăm mecanobiologic deșeurile și cât reușim să vinem pe zona să reciclăm mai mult, OAT-urile, inclusiv noi, vom plăti mai puțin. Ăsta este rostul acestui proiect. Nu știu dacă v-am răspuns integral la acest lucru, vreau doar să mulțumesc pe această cale primăriei OAT de Tea Veche, care ne-a pus la dispoziție terenul.
Dacă ar fi costat și terenul 4 hectare de cât aveam nevoie, să știți că bugetul și așa încărcat al Consiliului Județean era și mai încărcat. Ori faptul că ne-a pus la dispoziție terenul în mod gratuit din domeniul public al statului chiar ne-a ajutat extrem de mult și a făcut ca acest proiect să poată fi depus la timp pentru finanțare. Bun. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și acum, așa cum am, cum și-a... Domnul consilier județean, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor care sunt în sală și vreau... Sunt două sărbători importante astăzi și nu vreau să treacă neobservate de noi. Este ziua limbii noastre, a fraților noștri din Basarabia, din Republica Moldova și limba noastră, ziua limbii române, la noi o simt foarte importantă. Și asta vreau să dăm un mesaj din partea noastră al consilierilor județeni, că pe toți vorbitorii, creditorii de limba română să le transmite la mulți ani, pentru că limba română este, cum spunea Nicita Stănescu, patria mea. Asta vreau să transmit tuturor românilor la mulți ani, dragi români, vorbitori și creditori de limba română. Vă mulțumesc tare mult! Da, sunt de acord cu această propunere, chiar dacă n-a cerut cuvântul domnul consilier județean Cucerescu. Da, bună ziua. Este adevărat, dar trebuie să vă împărtă, este ziua limbii române și în România, de câțiva ani în urmă. Să nu uităm aspectul ăsta, când ați văzut la Republica Moldova, ziua limbii române este sărbătorită în anul 1991. Fiecare an și mă bucur că în 2017, dacă mă greșesc, a fost introdusă această sărbătoare și, și în România. Pentru noi, în Republica Moldova, este o sărbătoare foarte importantă. Știm că toții au murit de oameni în 1991-1992 pentru a putea avea la limba română ca limba de stat. Suntem mândri că suntem vorbitori acestei limbi și pe ambele mari Republicii și numai. E o sărbătoare frumoasă, felicit și eu de tot sufletul și cu această ocazie o să știm din sper să vă organizăm câteva plecări în Republica Moldova să stăm de vorbă cu vorbitorii de limba română și de acolo. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc! Are bilățiezi împărțit cu raionul Melodeni și mai sunt alte raioane care s-au împărțit cu Bacău, este împărțit și toate... Noi am fost campioni la împărțire aici. Putem dezvolta proiecte, exact în ideea care spunea colegiul Cucerescu, putem dezvolta proiecte și chiar putem finanța, cum deja știu că județul Bacău a finanțat realizarea unui stadion. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu! Aș vrea un anunț organizatoric. Undeva în câteva zile, când va fi gata organigrama DGASPC-ului și modul de organizare, o să facem o ședință extraordinară. Am să vă anunț din timp, am să vă pun documentația din timp, dar trebuie prin ședință extraordinară, pentru că acum nu aveam toate datele necesare să vă prezentăm. Vă mulțumesc și vă doresc o zi ușoară!